Salutări, sunt Mihai, am ajuns la ultimul număr al, al tunului ZIS 3, și anume numărul 153. Este un montaj foarte complex, fiindcă piesele astea toate trebuie să le ansamblăm. Avem foarte multe șuruburi, avem și piese noi. Haideți să vedem un scurt istoric a ce ne spune revista. Vorbim despre țintire și tir. În această etapă putem ansambla o componentă necesară pentru efectuarea tirului. La finalul acestei etape, ansamblarea tunului va fi încheiată. Avem un ansamblu destul de complex din 14 pași, trebuie să fim atenți. Vorbim despre urmașul lui ZIS 3. În etapa finală a celui de-al doilea război mondial, a apărut nevoia de un tun de divizie mai puternic decât ZIS 3. Posibilitățile calibrului 76 erau deja depășite și era necesară trecerea la un calibru mai mare, 85. Vorbim despre ofensiva din Manciuria. În cadrul ofensivei din Manciuria au acționat decisiv ambele fronturi ale extremului orient. Și cam atât. Și, desigur, ne informează că putem comanda numerele care lipsesc din colecția T34 de la parteneri. În acest scop, ne puteți vizita pe noi, magazinul colecționarului.ro. Avem și numărul de telefon sau putem contacta departamentul de distribuție al Burda România la un alt număr de telefon. Haideți să ne apucăm de asamblare. Avem o asamblare destul de complexă, așa că această etapă va dura puțin mai mult. În primul rând, partea aceasta este făcută și haideți să separăm o piesă, o altă piesă de plastic. Avem șuruburi, 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 șuruburi și acestea. În primul rând, avem nevoie de acest batiu la care adăugăm partea aceasta și vom folosi două șuruburi QP ca să fixăm acest ansamblu. Bun, în următorul pas trebuie să luăm piesa aceasta, să o fixăm aici și să folosim un șurub CP. Bun, în următorul pas întoarcem acesta către noi și adăugăm acest ghidaj sau mâner. Perfect, acum începe partea distractivă. Va trebui să luăm tot acest ansamblu, să-l întoarcem în direcția aceasta și trebuie să-l prindem aici cu un șurub EM. Bun, avem partea aceasta instalată. Următorul pas este să încercăm să punem piesa aceasta și să aliniem cu gaura aceasta mică de aici, cu gaura aceasta de aici, ok? Dar înainte de toate, șurubul acesta trebuie să intre în gaura asta. Aproximativ așa. Și avem nevoie în zona aceasta de un șurub RM. De fapt, vom folosi două șuruburi RM, dar trebuie să fim atenți unde le plasăm. Primul șurub RM trebuie să se atașeze, nu știu cât de bine se vede, în gaura aceea și în gaura, în prima gaură de la ton. Ok? Deocamdată nu strâng foarte tare acest șurub, fiindcă nu știu cât de tare trebuie.
Al doilea șurub RM vine în gaura aceasta și fixează tonul în gaura aferentă. Ok. Bun, în momentul de față trebuie să adăugăm tijele astea două. Nu știu dacă se vede. În interior. Aici cel mai ușor ar fi să avem o pensetă. Prima este adăugată, sper că se vede aici. Și cu următoarea ne vom chinui puțin mai mult, fiindcă nu prea am destulă vizibilitate. Bun. Intră și acesta. În continuare va trebui să lucrăm pe partea aceasta. Piesa asta trebuie să se prindă în interiorul piesei acesteia de aici și se va folosi un șurub CP. Trecem mai departe. Avem nevoie de scut. Adică de partea aceasta. Acesta se va prinde sau cel puțin încercăm să-l prindem. Acesta va fi foarte interesant. Conform desenului, nici nu știu, partea asta încă nu este prinsă. Aceasta de aici. Nici nu știu unde se va prinde. O mutăm din fața noastră. Avem câteva găuri și acesta va trebui montat. Încă nu-mi dau seama. Undeva în zona aceasta. Nici nu știu sigur unde. Ah, ok. În gaura aia de acolo, pe care, sincer, nici nu știu cum am să o prind. Probabil voi folosi o șurubelniță mult mai mică. Și folosim șuruburi ZM. Haideți să continuăm acum piesele cele mai importante, roțile. Roțile se montează cu niște șuruburi PM.
Și acum, la sfârșit, reglăm tonul în gaura aceasta. Îl punem și aici în gaură. Perfect. Și ca să fie totul în regulă, luăm bucățica asta de plastic. Și vom bloca tunul să nu se deschidă. Acesta este tunul nostru și cam acesta a fost montajul tunului. Eu am fost Mihai, mă bucur că ați fost alături de noi la construcția acestei machete și ne vedem în continuare cu celelalte machete pe care le construim. Vă salut și sper că v-a plăcut această serie.